pe tulburătoare, țările din centrul și estul Europei vor pierde până în anul 2050 între 18 și 39% din populație. În acest clasament îngrijorător, România figurează pe locul 2, după Bulgaria, cu o scădere de 30% a populației. Până în 2050 vor fi cu 22% mai puțin locuitori în întreaga lume potrivit statisticilor. Croația va fi o țară fără mulți tineri, scrie jurnalistul și expertul în Balcan, Tim Judith, în Irish Times. Astăzi, peste 20 de milioane de oameni, adică 4% din locuitorii Uniunii Europene, provin dintr-un alt stat membru, iar procentul continua să crească. Astfel, în următoarele câteva decenii, Bulgaria va pierde cam 39% din populație, urmată de România cu 30% și Polonia cu 15%. Situate în afara blocului comunitar, Bosnia, Herzegovina și Serbia vor pierde cam o treime din populație, iar Albania va pierde 18%. Acum, pentru prima oară în istorie, această parte a Europei cunoaște un autentic exod al creierelor. Este vorba de cei mai calificați de la temutul instalator polonez care a băgat spaima în Franța acum câțiva ani până la electricieni, tehnicieni și diversi experți în IT. Numai puțin de 32% din acești cetățeni europeni mobili au o diplomă universitară, procent care este fără precedent. Astfel, bulgarii și românii aproape au rămas fără medici și asistente medicale. Mai mult, tinerii de azi nu mai pleacă singuri, ci și au și familia cu ei un indiciu clar al intenției lor de a nu se mai întoarce potrivit diverselor cercetări și sondaje efectuate, motivele plecării nu mai sunt acum exclusiv economice, ci și sociale, cum ar fi corupția, nedreptatea și lipsa speranței privind un viitor mai bun. Polonia a compensat parțial exodul cetățenilor săi prin primirea a peste un milion de ucrainieni. În condițiile în care teama de dispariția națiunii e puternică, pentru aceste țări migranții din afara Europei nu reprezintă o opțiune. Până acum, strategiile naționale au dat greș, întrucât guverne naționaliste sprijinite de o potrivă de Biserica catolică și de biserica ortodoxă continuă să facă apel la patriotismul populației. În schimb ele eșuează sistematic în ceea ce privește asigurarea acelor nevoi elementare care iar ține pe cei tineri, pe cei educați și familiile lor în țară, cum ar fi locurile de muncă și împrumuturile pentru locuințe. Politicile pentru relansarea natalității s-au dovedit a nu fi realiste în Europa de Est. Concluzia este că oamenii ar rămâne în țară dacă ar putea să întrevadă un viitor pentru ei și copiii lor. însă minciunile și cele promisiuni pe care le fac guvernele alimentează neîncrederea în elitele politice lucru care devine un puternic motiv pentru cei tineri și educați de a emigra. Informații contradictorii venite din Iran